Hei, voi face doar o scurtă descriere despre cum am realizat acest mic videoclip genchi pentru un viitor documentar pe care îl voi face despre trenuri. Primul lucru pe care l-am făcut a fost că am intrat în Storyblocks și am găsit un videoclip frumos și static cu niște șine de cale ferată care părea că ar funcționa pentru mine. Nu am vrut nicio mișcare a camerei pe care ar fi trebuit să o urmăresc. Apoi am mers la TurboSquid și am descărcat un proiect Blender al unui tren care mi-a plăcut. Acesta costa aproximativ 17 dolari americani. L-am adus în Blender. Apoi m-am dus și m-am uitat cât de departe sunt șinele de tren și cât de mari sunt. Se dovedește că sunt la patru picioare, 8 inci unul de celălalt și că au aproximativ 3,55 pe aproximativ 3,55. Așa că am intrat din nou în Blender și am făcut niște cuburi de 3,5 inch și le-am distanțat la distanța corectă. Și apoi am privit camera. Aș fi putut folosi FSP Y, dar m-am gândit că este destul de ușor să o fac doar cu ochii și de fapt s-a adunat foarte repede. Apoi am încadrat rapid trenul care trecea pe lângă cameră. Am exportat o secvență PNG, am adus-o în Premiere, am adăugat câteva straturi de ajustare, am adăugat un pic de tremurare a camerei pentru distracție și iată-le.